54, da. Ori 71, ori sinusul unghiului acela, ABC, ABC, pe 2. Totul pe 2. Și aici, 2 am peste tot la numitor, renunțăm la numitor, nu? Că e peste tot 2. Echivalent. Și echivalent cu, scoatem pe R în factor din membru stâng și vine R pe lângă. 54 plus 71 egal cu 54 ori 71 ori, 71, ori sinusul unghiului ABC. De unde R va fi egal cu 54 ori 71 ori sinusul unghiului ABC, totul supra 125. Că e 54 ori 71. Părerea mea este că unghiul ăsta ABC va avea ca mărime, cred că 135 de grade. De ce spun asta? Că e legătură cu unghiul de 45 pe care îl ridici tu problemă. Și sinus de 100 de sinus de 135 de grade e cât sinusul de 45. Ori 135, 145, tot aceeași măsură este. Tot aceeași valoare. Și tot radical din 2 pe 2. Și va fi egal cu 54 ori 71 ori radical din 2 pe 2 și supra 125. Deci vine 54 ori 71 ori radical din 2, totul supra 125 ori 2, 250. Să mai simplifică 250 cu 54 printr-un 2 și vine egal cu 27 ori 71 ori radical din 2 supra 125. Acesta este răspunsul care te interesa pe tine, raza aceea. Da? Raza în condițiile în care ai avut dimensiunea asta. Deci toată problema e legată de dimensiunea acestea. Nu poate să fie decât în legătură cu așa ceva. Aici ai avut două puncte. Un prim punct a fost să găsim, cum se construiește unghiul acela de 45. Și dacă îi câștigăm că unul e 45. Da? Și atunci, da? Și atunci punctul B, punctul următor al problemei, a fost să găsești raza ca mărime în cercul ăsta înscris. Și ideea este că raza e, în punctele acestea de tangență, ea trebuie să se lipească de laturi, fiind un cerc interior. Și atunci OO1 cu OO2, OO3 și OO4 trebuie să fie egale. Și noi am luat area, aici a fost momentul când am surprins area pe două căi. Baza ori înălțimea odată a triunghiului AOP, a lui BOC, am adunat cele două arii, am obținut area triunghiului mare ABC. Iată că această arii trebuie să o văd prin formula aceea, produsul a două laturilor sinusul unghiului dintre ele. Și unghiul dintre ele este 235, clar. Este peste 90, se vede clar că trebuie să fie obtuz acolo și este în mod sigur 135. Se depășește 90 cu 45. Și sinus de 135 este ca și sinusul de 45, radical din 2 pe 2. Dar problema destul de tare. De unde ai luat-o? Tu ți-o dat-o la temă? Da. Da. Ei fac probleme cu caracter practic. Și fac, au făcut și funcții trigonometrice? Și ceva trigonometrie. Bă, la asta înțeleg. Problema e diferită. Discut aici cu copiii de care am aici la mine, la casa 7. Ei n-au făcut încă. Și n-au făcut funcții trigonometrice, abia acum vor face la sfârșitul clasa 7. Deci iată că voi ați mers mai mult, mai în față. Dacă au făcut. Dar tu când te uiți la prof online, când l-ai găsit, pe prof online? Când l-ai descoperit tu? Așa. YouTube am căutat și am găsit un video cu unghiul cu și un număr
Așa. Uite, faci de acum așa. Problema este că aici, în gimnaziu, se pune, nu se explică mult. Ai înțeles bine, n-ai înțeles iar. Foarte tare, foarte tare. Auzi, dacă te rog să faci următorul lucru. Să intri ordonat, să tastezi pe Google Prof Online. Da? Da, deci tastezi Prof Online. După care, intri în pagina mea și de acolo apare video... Am uitat acolo cu aplicatorul și sub ele de... Videomatematică. Videomatematică, da? Și dai click pe video matematică și intri în pagina cu toate lecțiile de matematică, foarte multe, peste 900 de lecții, da? Da? Ai văzut. Acum, eu îți mai spun și încă ceva. Eu am fost și în state, e o problemă generală, peste tot, în învățământul, nu numai din România, ci în învățământul de oriunde ar fi din lume. Ideea este așa, vine profesorul, spune așa câteva lucruri, și rămâne în sarcina ta să-ți bați capul ca să înțelegi niște lucruri. Exact. Da, deci de aceea este, și, cum să spun, este destul de dificil. Prof Online a apărut pentru că cu problema asta ne confruntăm și în România și peste tot este aceeași problemă și atunci eu am încercat prin filme să fac lucrul acesta. De data asta... Da. Ce super vezi! Cum te numești tu? Ioana. Ai fetiță? Normal. Cum te numești? Ioana. Alo? Ioana. Ioana. Am înțeles, dar tu ești fetiță, eu am zis că ești băiețel. Am zis, am insistat, mă gândeam că ești băiețel. Deci fetiță. Ioana. Ioana, bine, ne bucurăm. Noi te-am ascultat cu drag, suntem aici la lecția noastră de matematică. Eu vă mulțumesc mult de tot, acum din nou vă repas. Bine. Bun. La revedere. Mulțumesc mult și bună seara. Mulțumesc încă o dată. Bine. La revedere. Ai zice că are 20 de ani după voce. Eu zic că mai degrabă mama. Era mama. Așa zice și Miruna. Prea bine vorbește română. Da, așa zice și Miruna. Zic că asta era mama, nu era copilul. Da, vocea. Nu are cum să vorbească așa. Și da, vorbește românește foarte bine. Ori ea și-ar fi pierdut ca și copil, una mai ales de mult timp și... Poți să fii și un rug de asta din România. Și asta nu cred că știa cu sinusul, de aia ați văzut că nu știa nimic, că i-a zis de funcție, i-a zis da, dar nu știa nimic, totuși. Nu știa. Nu știa, domn profesor. Dar poate fi din România cu s-a avut problemele și... Dar să vorbească nu, atât de bine. Dacă numărul din România, da, eu zic că vă zic eu, nu. Da. E clar că o zis pe copilă, pe copilă poate cheamă Ioana, mă, știu. Da. Da, după vorbă era de adult, ia. E decepționant. Așa, și uitați, e număr de, da, da, e număr de Austria, da. Austria, da. Da. E vorba de Austria, nu e de România, e clar că de acolo vă sună. Ideea e că, puteam să mă împiedic în el, ridică-l. Ideea e că nu știa exact ce știe copilul, asta cu sinusul și cu cosinusul, nu cred totuși că a făcut-o de un profesor. Nu, lăsați așa la teorie. Nu, pentru că nu știa, sau mami nu știa, dar copilul nu știa să vorbească, sunt sigur. Nu, diferența este și vocea, da. Și diferența cât privește influența și corectitudinea. Da. Dacă e plecată de mult din auzit exact. Din România, păi și-o pierdut. Sigur, da. Păi o să vedeți când vine nepoțica mea din America, va veni în vara asta. Da. Să vedeți cât... Facem lecții de matematică cu ea. Cât de greu vorbește. Păi e normal. Nu, că mă gândesc la o surpriză ca să vă fac. Face matematică. Dacă mese, o chestie faină de tot. Vine și o fetiță care e în clasa a treia sau cea cu care am făcut o lecție când am fost în state. Am văzut eu copiii, mai multe au astfel. Nu, dar cu o fetiță am făcut special o lecție. Da, am văzut-o. Ai văzut-o? Spuneți așa. Și am vorbeat în engleză. Ah, da, da, o știu. Am văzut-o, da. Și vă vorbea în engleză. Da, mi-aduc aminte. Și acum cred că e prin clasa a treia, mă gândesc. Și vine și ea? Vine și ea. Adică să înțeleg că vin toți copiii din America. Adică vine Adi cu... Nu. Au venit pe asta cu niște prieteni de-ai lor, pe nepoțică. Ah.
lasă aici două săptămâni. Zici că mâine ei o iau două, trei săptămâni de zile și o iau când vor pleca. Aha. Deci aura și cu Adi și cu așa vor veni. Numai pe nepoțica mare o lasă. Pe cea mică, pe cel mic. De băiețel nu. Nu vi-l lasă. Nu. Așa. Atât mi-ar trebui cu ăla. Dar de ce? Că dori mare. E, ea, e pe ce vei mare. Are 2 ani. Ce ai de mine? Am 3 cu 4. O duce și o ceartă tot timpul că o trage de păr pe Ana și îl pedepsește. Și el când zice așa, mama, am tras-o de păr pe Ana. Îi zice românește? Da. Vorbește românește, că în prima parte vorbim da. Românește. Da. Că urmă uită și e complicat. Da. Și duce și zice, mama, știi, am tras-o de păr pe Ana, adică nu reacționezi, ce faci? Deci o punem în fața faptului împlinit. Am dat-o de păr. Acum aș fă. Ce ai de gând să faci? Nu reacționez ce păi faci. Și ce să faci? Nu-i faci ce să faci? Să nu mai tragi de păr, că mănânc. Da. Și îl duce în pătuș și îl pedepsește. Pătușul e înalt și nu poate să dea jos. La 2 ani cred că poate. Nu reușește. E înalt, l-a făcut mai înalt, că au posibilitatea să ducă, să regleze pătușul și nu se poate. Și atunci imediat face pipi. Face pipi instant. Nu mai are pe împărs. Dar ca să pedepsească, de ce îl duce acolo? Da? Poftim. Așa. Dar eu l-aș duce acolo și aș pune pe împărs. Asta-i facem. Ultima variantă, îi pune pe împărs și așa. Poftim. Figură ce ești. E un duel puternic. Dar vă dați seama, deci el are 2 ani, are. Da. 2 ani și un pic. Da, 2 ani și... Și un pic. Da. Domn profesor, că parcă știu când v-ați dus anul trecut, nu anul trecut, în 2014 în America, el debea să mă scuse, sau cum era. Da. Deci are 2 ani și un pic. Oricum, băieții la 2 ani și un pic, debea încep să vorbească. Da. El zice bine? Își vorbește. Așa, destul de bine și tot felul de... Dar n-are, cum să spun, stare și este tot timpul preocupat de a face ceva. O născut. L-am povestit, fiindcă l-am certat, eram mic și l-am certat și avea suzeta și el spune, dă suzeta jos, mă, Bubu se supără pe tine, dă suzeta jos. El, odată, suzetaturi la mine, după care eu s-a dus mai într-o parte și eu zic, nu. Iarăși băgă să zic, nu, îi spune. În final, plâns-o, Aura i-a dat suzeta. La 2 săptămâni zice, hai că vine Bubuș cu mine, hai să facem o videoconferință, nu știu cum. Deci s-a jucat pe acolo. Și când văd că mie mi-a dat Bubunu. Bubunu. S-a tot cu spatele, sunt băbat. Mi-a dat Bubunu. Nu uita să le. Bineînțeles că i-a zis la cerpea cu... Da, cu suzeta. Mi-a dat Bubunu. Bubunu? Da. Acum nu mai, nu ține suzeta, că e mare băiat. Nu. Uite, nici vorbe. Da, are băi. Ce vorbești? Uite, mi-a urmat și cu Daria n-au avut deloc suzeta. Deci eu le dădeam ca să scăp de ele și ele scuipau. Păi ce-au pus caca. Eu nu m-am putut folosi de chestia asta. Ca să le închid gura. Asta e scopul, ca să poți să... Ca să le închid gura. Da, să vedem. Da, dar hai dă cele două chestii care mai aveți. Le-am făcut. Le-am făcut singur. Cât am lucrat cu... Deștepți. Hai să vedem. Avem 2x la 2, totul la 2, asta vrea. La 2. Deci asta 2x, vrea să... cum? 2x deci, la 2. Așa. Stai, Elena, deci ești, nu ești corect. 2x la 2. 4x la 4 plus 1. 4x la 4. La 4. X la 4 plus 1. Pot să spun eu? Nu, am ce face aici. Descompuneți. Nu pot. Dar poți să scriu ca 2x la 2, totul la 2? Da. Plus 1 la 2. Da. Și gata. Da. Păi dar nu-i descompunerea asta. Asta nu-i descompunerea. Și atunci ce facem? Nu. Și a la a doua plus B la a doua? Mă gândesc la o șmecherie, să vedem dacă ne ține. Cine ar trebui nou la mijloc ca să facem? Asta zic, adunăm și scădem. Deci aici ar fi cât... 2x la a doua ar fi prima parte. 2x la a doua. Totul la a doua. 2x la a doua, totul la a doua. Plus 1 la a doua. Plus 1 la a doua. Și mie îmi trebuie de 2 ori prima parte ori a doua. Și adunăm și scădem. Și egal cu... 2x la a doua, totul la a doua,
plus 2 ori 2x la a doua. 2 ori 2x la a doua. Ori 1, care e tot aia. Ori 1 plus 1 la pătrat, da, și minus 2 ori 2x pătrat. Și egal cu ăștia se strâng ca un binom la pătrat. Da. Și va veni 2x pătrat plus 1 la pătrat. E bine? Da, da, da. Minus 4x la a doua. Corect. Dar 4x la a doua, la rândul. A plus B trânca minus B, nu? Da, voi fi egal mai departe. Voi zice că egal. 2x pătrat plus 1 la pătrat minus 2x pătrat, 2x tot la pătrat. Corect. Și acum sunt în două, diferența da. Două pătrate, care se va scrie 2x pătrat plus 1 minus 2x pe lângă 2x pătrat ale plus 1 plus 2x. Și iată că am scris ca un produs de factori. Băi, ei, da, hai că nu-i greu. Era, era... Nu, nu-i greu, nu. Încă o dată. 4x la a patra plus 1. Eu am scris 2x la a doua plus 1. Atâta. Bine, mă, și acum faci... Deci 2x la a doua, totul la a doua, plus 1. Și aici adunăm și scădem cu gândul... N-avem mijlocul. Corect. Deci n-avem de două ori 2x pătrat... Oriunde, doar pe un patru ori a doua. Am făcut și acolo, plus 9 minus 9. Și aici la fel. Cam acolo că aveam nevoie de pătratul perfect, acum am mijlocul. Mijlocul, corect. Și am adunat și am scăzut mijlocul, am făcut un pătrat perfect și mijlocul acela este și el un pătrat perfect. Aici corect. E bucuria mare. Da? Uh-huh. Dar pe x la 4 plus 1. Hai să vedem pe ăsta, cum îl vedeți. X la 4 plus 4. Plus 4, să spunem. Vezi plus 4? Da. X la 4 plus 4, pentru că așa e exercițiul următor. X la 4 plus 4. X la a doua. Plus 2 la a doua. Deci vine egal cu X la a doua. Totul la a doua plus 2 la a doua. Facem plus 2 ori X la a doua. Nu. Plus 8 X la a doua. De 2 ori prima parte ori a doua. Da. 2 ori 2, 4. 4 X la a doua. Deci... plus 4x la a doua, că ai tu nevoie, și minus 4x la a doua. Corect. Și egal cu x la a doua. Și egal cu x la a doua. Plus 4x la a doua. Se va de 4 la plus 4x la a doua, plus 2 la a doua. Minus 4. Minus 2x totul la a doua. Corect. Și egal cu. Și noi am o întrebare. Da? Aveam x la a doua, totul la a doua, unde a dispărut? Nu, l-am lăsat cei 3 și acum zic x la 2 plus 2, totul la 2. Și... dacă să puneți x la 2, totul la 2, asta zic. Acum pun. E bine acum? Acum. Da, da, acum. Deci egal cu x la 2 plus 2, totul la 2, da. Minus 2x, totul la 2. Și diferența de două pătrate. Egal cu x la 2, bada egal cu bada. 2x, adică, 2x, nu, x la 2, ai dreptate, susținutate, x la 2 plus 2. Minus 2x, pe lângă x la a doua, plus 2, plus 2x. Păi, terminăm. Puneți, domn profesor, x la a doua, totul la a doua, că Miurna nu mai vrea să scrieți. Unde? Deci aici, ăsta e x la a doua, totul la a doua, și trebuie să-l păstrați ca să facem din omul ăsta. Ea nu mai vrea să-mi lucreze și gata. E ca noi, unde l-au pierdut făcea? Păi, dar nu am mai scris, e dreptate. Eu să te aud de bine și atunci... am uitat să mai scriu da, o dată da, da. La a doua acum. Deci acum schimb. Și acum este perfect. Este x la a doua plus 2 totul la pătrat. Da. Minus 2x totul la pătrat. Trebuie să scrieți corect. Și în final este da, a minus b pentru că a plus b. Corect. Da. Dar dacă vă dau așa, numai x la a doua plus 1. Asta e frumos. O să scriem așa. Numai x la a doua? X la a doua plus 1. Da. Păi avem nevoie x plus 2x plus 1 la a doua un 2x, și de pe 2x da. Scădem 2x. Plus 2x minus 2x. Deci plus 2x minus 2x. Da. Deci egal cu x la a doua plus 2x minus 2x, da? Da. Plus 1. Așa, plus 1. Plus 1. Și egal cu... și egal cu x la a doua plus 2x plus 1 x plus 2... minus 2x plus 1.
Deci da, plus 2, care da, vreți? Da, mai întâi plus 2. Cu plus? Cu plus, obligatoriu da. Cu plus, ca să avem după aceea partea. X plus 1 totul la a doua. X plus 1 totul la a doua. Da. Minus 2 X. Bun, se calcul. 2X radical din 2X la a doua. Radical din 2x și-l putea și pix, da? Corect. Deci egal mai departe cu x plus 1 totul la pătrat plus minus, plus minus, minus radical din 2x totul la pătrat și acum și suntem x în... Plus 1, da. Da, și face x plus 1 minus radical din 2x radical din 2x pe lângă x plus 1 plus radical din 2x. Corect. Da? Deci, deci vedeți? Nu aveți, nu faceți rost. Deci da. Ce nu avem, ne face rost, că numai vine acela de folos. Corect. Chiar dacă ești... Luăm cu plus, ca cel cu minus să fie varianta... Ca să putem schema A plus B când da, a minus da, B. Da, da, da. Corect. Da? Hai. Deci, pe moment eram cât pe ce să spun că nu se poate, că de-aia am pus semnul întrebare și pe urmă am dat seama că, de fapt, trebuie urmărit varianta asta. Atunci scădem ce ne trebuie, trebuie, mijlocul. Da? Deci mijlocul ca să poate forma pătrat perfect face din gata, domnul profesor, n-a venit clasa 11? N-a venit, sunt bine. Suntem sănătoși. Hai, zi finalul adus. La revedere, nu, să facem sinteza. Așa, așa, așa. Haideți să ștergem un pic ca să facem sinteza. Da. A fi urat și cu Ioana, cu mama Ioane. Cu mama Ioane. O să chestie interesantă. Cine mama Ioane? Păi, cine? Petița cu care... Vocea nu era putea da. Să fie nici o clipa unei... Niciodată, niciodată. Fetițe ce? Eu nu putea, nu. Eu n-am zis, mamă, zic, asta e maică-sa. Avea dreptate. Da, zic, du-te băi, Ionici. Eu am crezut că e băiețel, cum a zis dumneavoastră. Și eu, pe și partea, atunci, aici. Vocea da. Mergea băiețel. Pe băiețel mergea. Da. Hai să ne gândim ce am făcut. Dar e curios lucru că de ce mama n-a lăsat-o pe varianta că e băiețel. Da, nu cred că s-a gândit. N-a avut timp să... Dar da. Nu cred că s-a gândit, da. Că să mergea, ne gândim mergea foarte bine. Oricum ați desconspirat-o când i-a spus că... Că vorbește foarte bine. Bine. Da, da, de când bine. Ești tu plecat. Da, da, că da. A zis că e băiat, nu? De când ești tu plecat, că vorbești foarte bine. Da, că... Cred atât că... de bine, parcă... Dacă era 12, ziceai că mă, poate da. Cred nici, că nici copilul nu știe să vorbească. Păi asta zic și eu, copilul și nu știe să vorbească. Și știi că vorbește noi copii. Corect. Și nu, nu, nu. Copilul nu știe să vorbească și atunci a vorbit mama. Dar da. Putea să zică, sunt mama ei, ea nu știe să vorbească și, și trebuie ajut. Să o ajut. Corect. Da, da. A poate s-a gândit că nu o să vorbiți. Nu o să fiu de acord să nu da. Nu îi acord exact, atenția. Exact, exact. Am mai avut așa un mesaj din Austria, când spunea așa, copiii mei nu știu să vorbească românește, dar eu am plecat, știu românește și urmăresc filmele dumneavoastră și le traduc. Și le traduc, corect. Și le traduc. Cred că asta se întâmplă și cu mami. Da, și la fetița da, asta. Dar acum. Nu ați descoperit decât acum, recent. Păi de acum asta o să fac. Da. Haideți să scriem ce am făcut la sinteză, domn profesor. Exact. Sinteza. Or. Deci am lucrat așa. Formule de calcul prescurtat. Da. Formule de calcul prescurtat. Da. Strângerea și cum? A binomului. Cum să zicem, domnul profesor? Binomul la pătrat. Diferența a două pătrate, nu? Strângere și desfacere. Exact. Da? Binomul sumă, diferență, la pătrat, doi, diferența a două pătrate. Da. Poate să le și scriem, mă gândesc pentru a găsi pe Google mai ușor copiii ăștia A plus B lângă A minus B, poate ajută mai tare, da? Nu știu. Hai să ne spunem formulele pe care le-am văzut. A plus minus B totul la a doua. A plus minus B totul la a pătrat totul egal cu A pătrat plus minus 2 AB plus B pătrat. Am făcut A la a doua minus B la a doua. A la a doua minus B la a doua egal cu
plus A minus B. Așa, strâng A plus B. Plus B. Asta cam ne-am folosit cel mai tare. Da. Faptul că am, am adăugat ce ne-a... Factorizarea unei expresii. Factorizarea unei expresii. Am folosit binomul și pe urmă am făcut diferența de două pătrate. Exact, da? Și în final am obținut un produs de factori. Se cheamă într-un limbaj, zis, factorizarea unei expresii. Dar adică mai știu ei să caute așa? Nu-i ajută. Expresia scrisă ca un produs, o expresie scrisă ca un produs de factori. Corect. Se da? Scriem așa ca să de expresia dată scrisă ca un produs de factori. De factori. Și ce am, trebuie să spun, de ce zic eu factorizarea unei expresii? Că așa când mă sunat din, din America, din Chicago mă sunasă, am plecat, eram pe drum, mă duceam la Stupin, m-am întors înapoi și îmi cerea să o ajut pe o mică, copii, așa era, ți-a în clasa 10 și am spus, domnule, am nevoie de factorizare. Mâine am termin cu factorizarea. Și factorizarea la noi nu e folosită în literatura de specialitate, chestia asta. Factorizare și am zis, spuneți ce vreți să faceți, când mi-am dat seama că puneam o fracție așa. Aha. Uite așa era o fracție, f de x egal cu, să spun, x pătrat minus 2x plus 1 supra x la a doua minus 1, am înțeles. Da, înțeles imediat că e vorba de scris x minus 1 la pătrat supra x minus 1 pe lângă x plus 1 pentru a face simplificări. Corect. Să duci x minus 1 exact. În pătratul și face x minus 1 supra x plus 1. Și nu știa asta? Ea nu știa, era clasa 10-a. Asta avea ca temă. De ce vă spun? Să ne înțelegem bine. Lucrurile ați văzut, sunt complicate, cum spunea mama. De acum știm că e mama fetiței de acolo. Îți dau lucruri minimale. Înțelegeți bine, nu înțelegeți foarte bine. Deci peste tot același lucru. Am înțeles foarte bine. Nu înțeles foarte bine. Foarte bine. Mâine vă ascult. Da. Da, am înțeles toate lucrurile la nivel... Planetar. Planetar, da. Ce să mai discutăm? Hai, da, zi, final. La revedere, vă mulțumim că ați mai profanat și vă dăm o seară plăcută în mantenare. Noi stai de la și șerța, singur. La revedere. 4. Da.